Vă salut, dragi prieteni! Săptămâna asta vreau să prezint cartea de pedagogie dintr-un alt loc decât o fac de obicei. Știți că de obicei prezint cartea de pedagogie de la Casa Corpului Didactic din Galați. Săptămâna asta o fac însă de la Librăria Humanitas pentru că prezint un volum Humanitas și chiar dacă această carte cu care vin în fața dumneavoastră săptămâna asta nu e propriu-zis o carte de pedagogie, eu cred că e o carte care poate ajuta foarte mult pe pedagogi. Vorbesc despre volumul lui Alexandru Stermin, Călătorie în jurul omului. Alexandru Stermin, care a fost invitatul nostru la Casa Corpului Didactic acum 2 săptămâni, în cadrul Cafenelei Merito, și am reușit împreună una dintre cele mai dinamice, mai frumoase și mai ofertante emisiuni pe care am reușit să le facem până acum. Acolo și aici continui să cred că noi, profesorii, avem tare multe de învățat de la cartea acestui profesor, care este Alexandru Stermin, lector, doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde predă o samă de discipline, anatomie comparată, etologie, ecologie umană, bioetică și așa mai departe. În primul rând, de ce recomand Călătoria în jurul omului? O recomand pentru că este o carte despre curiozitate, este o carte despre formare, este o carte despre cum cunoașterea ne poate șlefui, ne poate da profunzime și ne poate da, până la urmă, tipul ăla de motivație profundă cu care se construiesc lucrurile mari și pe care noi așa ne-l dorim cu toții atât de mult pentru elevii noștri. Alexandru Stermin e profesor, e un academic, da, ca să folosesc acest neologism, dar nu este un academic de birou, este un profesor care a vizitat locuri extreme, a fost în jungla amazoniană, a fost în Siberia. Sigur că nu mă aștept ca profesorii români să dea acum buzna în jungla amazoniană, însă nici nu trebuie, pentru că iată, alții au fost pentru noi și ne pot învăța cum să învățăm și cum să-i învățăm pe alții. Cartea lui Alexandru este o bucurie din toate punctele de vedere. Este o introspecție lucidă, curioasă și, aș spune, flămândă de tot ceea ce reprezintă realitate, realitate naturală și realitate umană, domenii între care autorul nu vede o prăpastie. Nu pot decât să vă recomand cu foarte mult drag și să vă promit că la capătul lecturii veți fi întrucâtva schimbați și nu ați putea fi schimbați decât în bine. Noi ne vedem joia viitoare la o nouă prezentare a cărții de pedagogie. Sunt Doru Căstean, mulțumesc, cu bine!